interesează. Măcar este, este bun și dacă se întâmplă ceva, e aici la mine. Asta e arma mea. Asta, asta e exact aceeași fază. Și vă zic, e exact aceeași fază ce era asta aia cu ora. După o oră nu primești bani înapoi. De altă chestiune. Și la asta se zice că călătorul e de vină. Pentru că nu știu, nu știu, nu știu cum să fii de vină când nu știu cum să fii de vină când nu ești informat. Că dar cum să fii informat? Dacă afișează aiurea, adică afișează aia, e tren aici. Ora trebuia să fie. Mă, dar eu am văzut în Austria, mă, în Austria. Și fraților, asta zic. Alt video. Uitați, cred că bag asta mâine sau azi. Da, vedeți voi, da. Uitați ce s-a întâmplat. N-am urcat pe un tren care a întârziat. Merge tot la București, dar a întârziat. Și normal nu faza asta cu numărul, dacă nu ești pe trenul potrivit, primești amendă. Ziceți voi. Eu zic că e o prostie. Afară puteți să vă urcați în orice tren. Timp de 3 ore sau 4. Așa era și sau chiar 24 de ore la unele trenuri. În vremea lui Ceau, așa era. Da. Deci 24 de ore puteai să mergi. Nu ai un bilet la Oradea, oricare tren cu ziua aia. Da, e zic. Oricare, ce număr are. No. Deci, asta e arma mea. Voi sunteți aici cu mine. Vedeți ce se întâmplă. Ai grijă de tine, că o să mai întâlnești multe. O să dau drumul. Dacă se zice ceva, că ceva neregulă, imediat dau drumul și vă vorbesc. Și, dragă CFL, nu mai vorbesc frumos la voi. Pare rău, la revedere. M-ați convins cât de... Jai, deci. Și frumos zis asta. Deci, trăsează copiii că eu lucrează CFL și nu să presupui conductorul din paia. Dar nici
ăia coboară și te lasă pe tine aici. Eu credeam că vine un tren spre Craiova, nu știu. Da, asta, deci, asta cu numărul trenului trebuie să fii pe, exact pe acela de tren. Nu contează, bă, dar nu contează. Uite tu pe ce tren ești, pui mei. Dacă merg în aceeași direcție. Bă, da, putea să atașeze un dezirul la ăsta cu ăla și era același tren și la revedere. Ce? Bă, frate. Doare bine. Nu, călătorul nu-i de bine. Nu acceptați prostiile. Nu acceptați chestiile astea. Vă spun eu. E bine când face mizerie, dar... Nu sunt cazuri care e de bine, dar nu în cazurile astea, când e vorba de organizare. Primești amenințări și... Haide să mergem, oricum. Dincolo. Păi da. Mă ajut? Nu cred, Doamne ferește! Hai să vedem, ai grijă, nu sta pe linii. Și aici 10 trenuri. Ce tren e asta? Ai. No, dar de unde să știu? No. Eu să te apă, nici măcar nu scrie în direcția. Măcar scrie de Zero sau Siemens sau ceva, dar nici aia nu scrie. Fraților, probleme în paradis în direct. Da. Și ăsta stă aici, habar n-am ce-i cu el. Poate n-are nicio treabă. Da, 7 minute, ia, mere. Super. Cât întârzi ăla, mă. Dar trebuia să fie la ora aia acolo. Da. Dar de ce? La 4, trebuia să ajungă la 4. Dar de ce au băgat același tren, care merge în aceeași direcție, uite pe aceeași... Uite telefon. Ok, am înțeles, dar de ce au băgat, băgat pe aceeași linie, aceeași la tren, în aceeași direcție? Păi, dar două trenuri care merg în aceeași direcție, dar ore diferite. Știi? Da, ați spus călător. Și... De unde să știi? Dar nu scrie întârziere. Aici. Nici atât. Bune. Da. Da. Nu să caut o bancă. Asta? Deci, fraților, asta o să pag eu astăzi. Să știți. Bag piciorul de ei. No. Zică careva că de ce filmez. No. Pe aia, când te faceți abuzul de aia. Hai, fac abuzul, da. Păcat că n-am luat toată discuția, dar... Nu. Nu ți-o căzut fi să ai de-aia. Uite, ia. No. De unde se știe? Nu e snai din tablă pe tren. No, trenul ăsta trebuia să fie trenul nostru normal. Ăsta întârziat. Și omul confundă trenul său cu alt tren, care nu-i trenul său. Iar mai fost chestia asta că... Și acum o să zică... Și acum o să zică care... Și acum o să zică unii de ce fac așa mahaz nenecat. Da, păi, dar asta se întâmplă, nu? Nu-i numai o dată. Asta cu siguranță s-a întâmplat de multe ori. Serios. Putem să stăm jos, da.
Până, oricum, eu cred că o să vină și celălalt. Până să plecăm noi. Da, păi mă pun și eu, hai că vin. Asta e. O să vedem. Deci o întrebăm. O să mă uit și să-mi întrebăm. Pe mecanică îl întrebăm. Nu mai lăsăm, iară, urcăm pe alt tren. Dar nu. Și în Târgu Mureș era chestia asta. Erau vizirurile și nu scrie pe el nimic. Pe ce știe? Care naiba mele înspre război? Da. Care? Păi ghicește. După aia tu primești amende pentru că nu știi. Pentru că nu-i clar. Nu-i clar. Nu scrie pe tren. Nu scrie pe tren. Deci ăsta o semn că se ia. Nu s-a luat să ne amendeze. Ne-am mutat cu el, am venit până aici. E același tren, deci tot Craiova, București. Dar asta e întârziat și normal trebuia să fie, la ora asta trebuia să ajungă al nostru. Dar ăla întârzie pentru că a întârziat și ăsta. Ne-am dat jos, de-a venit la cineva și n-am scris. Nu scrie niciunde, apar n-ai. Care e ăla? Oricum, fraților, ziceți părerea voastră despre ce s-a întâmplat aici. Eu sunt curios. O să fie cu siguranță și oameni care o să mă blameze ce fac aici, azi de necază. Trebuie. Nu sunt călătorii tot timpul de vină. Faza asta e organizare. Asta nu e normal. Așa că eu o să mi-am rămas bun așa frumos la voi. Ziceți părerea voastră. Dați un like, dislike, oricare pentru că contează. Distribuiți mai departe, atingeți clopoțelul și ne vedem în următorul videoclip. Salutare, pace, să fiți iubiți. Aici de la Golești. Dat și îi 10 septembrie 2022. Ora 17.32. Bye. Adică ăsta trebuia să fie normal. Da, aproape că îl pierdeam cu ăsta. Aproape că pierdeam nimicul, pentru că nu, nici nu au venit. O stat altul. O să lua și tot. Da, pleacă minunatul tren, adică, mă rog. Trenul, ce să zic, n-am niciun cuvânt de zis la asta. Trenul Păcălici. Ce mașină? Ăsta.